Universul mă încurcă și nu pot gândi măcar că există în astă lume ceas fără ceasornicar. Sunt Maria Jinga și în următoarele 50 de minute la România Creștină vă invit pe tărâmul educației și al cunoașterii. Părinte, ziua de astăzi aș numi-o pe urmele științei, dar cu Biblia în mână. Într-adevăr, iată-ne poposind ziua aceasta împreună cu tinerii noștri, copiii noștri, făcând cu ei un pas mai departe. Dacă cu ceva timp în urmă am poposit la ferma animalelor, sau cum spuneam noi în discuția noastră, că am poposit acolo unde noi și-a descărcat arca și toate animalele pământului și-au așezat fiecare la locul lui culcușul, cum se spune, și starea lui. Acolo i-am văzut pe copii bucurându-se. Mulți dintre ei, deși au acces la informații astăzi, n-au văzut o vacă în realitate. Unul dintre copii a zis: uite-o, se mișcă! Așadar, vaca pe care au văzut-o acolo, mai mult decât atât, și-au dat seama că poate să hrănească o văcuță 500 de copii, pentru că dădea 100 de litri de lapte. Am mers mai departe și ne-am gândit pentru ei, într-adevăr, cu această scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu către noi, care este Biblia, să mergem mai departe la un muzeu, să vedem toate animalele, să vedem o diversitate de animale, nu doar pe cele pe care le-am văzut noi concret. Și să înțelegem că animalele acestea au avut și strămoși. Și am luat-o așa de la concret la abstract, dar pentru că e foarte important copiii să aibă o imagine, să aibă un modelaj, să pornim de undeva, ne-am gândit să mergem la unul dintre cele mai vechi muzee din țară. Este prima clădire gândită, proiectată și construită pentru a fi muzeu. Este vorba de clădirea muzeului Grigore Antipa, care s-a construit între anii 1904-1906. Apoi am mers la Muzeul de Geologie, care a urmat, să zic firesc, a fost construit între anii 1906-1908 prin decretul semnat de regele Carol I. La Muzeul Grigore Antipa, copiii au fost foarte încântați de faptul că au sesizat că există într-adevăr viață peste tot, în pământ, prin apă, prin aer, și au descoperit atâtea vietăți pe care le-a creat Dumnezeu, încât au fost marcați de bucuria aceasta și de lucrurile inedite pe care ei le-au aflat acolo. A fost o bucurie și pentru noi să fim alături de ei, să-i scoatem, cum se spune, din mediul acesta virtual, din lumea aceasta a betoanelor, a blocurilor închise, a parcurilor total amenajate, și să le arătăm copiilor că viața are o anumită dinamică și că mintea lor nu trebuie să rămână doar la lucrurile acestea în care ei își duc viața în fiecare zi, ci să gândească că, într-adevăr, istoria n-a început cu ei, nici nu se termină cu ei, și dacă îți cunoști bine locul în parcursul acesta istoric al lumii întregi, cu adevărat reușești să-ți deschizi și mintea către știință. Am vorbit cu ei și chiar le-am citit din referatul biblic asupra creației cele 6 zile în care Dumnezeu a creat lumea. Pentru că la început vorbeam de Arca lui Noe, dar acum vorbim, iată, de un alt pasaj biblic, crearea lumii. Așa este. E important ca omul să înțeleagă cum, cu câtă dragoste și ce minune a reușit să creeze Dumnezeu, pentru ce? Pentru fărâma aceasta, care este omul, microcosmosul. Am vrut să le arăt copiilor ce mare este omul, în sensul că cuprinde în el toate elementele lumii văzute, elementele cosmosului. Și atunci a trebuit să mergem științific, dacă vreți, ajutându-ne de referatul biblic în același timp, pe urmele creației, pe urmele iubirii lui Dumnezeu față de noi. Pentru ca omul să poată ieși, și mai ales tinerii, să poată ieși din lumea aceasta îngustă a cadrelor,
Într-o lume a creației, într-o lume a științei în dezvoltare, într-o lume sau într-o împăcare cu lumea în care trăim și o înțelegere holistică a lumii în care trăim, a trebuit să mergem și să le arătăm copiilor faptul că Dumnezeu a creat lumea în zilele creației, nu gândite ca zile de 24 de ore, ci ca etape ale creației. Și au văzut acolo copiii animale care trăiesc în diverse medii și care reprezintă, dacă vreți, buchetul minunat pe care Dumnezeu i l-a oferit și îl oferă omului. Ce minune să vezi de la animale microscopice până la eu știu să zicem, elefantul african. Copilul vede cât e de mare omul în comparație cu anumite vietăți, dar și cât e de mic și cât e de fragil și cât de mult ar trebui să ne așezăm, să ne poziționăm în mâna lui Dumnezeu. Omul acesta, care a fost creat, iată, după chipul lui Dumnezeu, el, deși a fost creat la urmă, el a fost creat la urmă tocmai pentru că Dumnezeu a căutat să-l pună pe el în această grădină minunată, în acest Eden extins, aș putea să spun, extins ca el să stea de vorbă cu Dumnezeu. Știm din Scriptură că primul exercițiu pe care l-a făcut omul creat după chipul lui Dumnezeu, primul exercițiu duhovnicesc, dacă vreți, sau prima etapă sau primul pas în asemănarea cu Dumnezeu pe care l-a făcut Adam, a fost acesta. A dat nume animalelor. Adică a sesizat sensurile din lucruri. Nu întâmplător, Sfântul Maxim Mărturisitor spune că omul este microcosmos, dar el este așezat de Dumnezeu stăpân, să stăpânească animalele și plantele și întreaga lume și să le bucure și să le umple de acest dialog pe care omul să-l aibă între altă și cu Dumnezeu. Să le stăpânească, dar în același timp să le și înmulțească și să le păzească. Da, cuvântul acesta a stăpâni pentru mulți dintre noi înseamnă a fi o persoană feroce care îți imprimi voința asupra celorlalți. În accepțiunea Sfintei Scripturi sau Dumnezeișilor Scripturi, stăpânirea începe de la tine însuți. Înseamnă să stăpânești patimile și pornirile și să devii un om întreg, să unești mintea cu inima în rugăciune și cu adevărat să nu mai fii un om supus patimilor. Și atunci libertatea ta, o etapă în rugăciunii, spun părinții filocalici, este aceasta, cunoașterea rațiunilor lucrurilor. Și în momentul în care tu cunoști, stăpânești, în sensul acesta, cunoști rațiunile lucrurilor, stăpânești și sensul lor. Știi cum să le îndrepți în direcția în care trebuie. Și exercițiul acesta, nu, iată, îl facem noi în fiecare zi, între noi, atunci când doi tineri se îndrăgostesc și doresc la un moment dat să-și întemeieze o familie. Vor să se sesizeze împreună cât de minunat este să stai și să te descoperi în privirea iubitoare a celuilalt. Am încercat și eu să-i pun pe copii în privirea iubitoare a lui Dumnezeu și să se descopere și să descopere măreția lumii acestea. Câte lucruri minunate și în cât timp și așezat le-a pus Dumnezeu pentru el. Cu aceeași grijă și noi trebuie să ne întoarcem unii către ceilalți și să așteptăm, să avem răbdare cu celălalt, până într-o zi în care celălalt își descoperă sensul. Astăzi, poate mai mult decât oricând, se discută despre familie și noi, într-adevăr, am luat dintre copiii pe care i-am adus în aceste proiecte ale noastre, copii care vin din familii monoparentale, copiii care vin din familii care n-au reușit să-și împlinească sensul. Și atunci, pentru a-i scoate din acest impas, le arătăm sau îi lăsăm să se sprijine pe iubirea lui Dumnezeu mărturisită în biserică. Dar, pentru că omul este ființă rațională, apelăm, de ce nu, și la mijloacele acestea ale științei. Este Muzeul Grigore Antipa un pas, să zicem, în periplul nostru în care căutăm să le arătăm copiilor frumusețea lumii concrete și dinamica iubirii lui Dumnezeu către om. Nicoleta, tu ai fost la acest muzeu, Antipa. Da. Și aș vrea să mă ajut să facem o prezentare pentru cei care n-au venit încă și n-au vizitat muzeul. Da.
Tu ai deja experiența, am înțeles că ai fost și la alte muzee. Așa, ajută-mă și povestește-mi. Mi-a plăcut foarte mult la fluturi și la animalele foarte mari. Citesc despre ele în fiecare zi și aș vrea să fac cât mai multe muzee. Ce putem noi să vizităm la Muzeul Antipa, pe lângă Fluturaș? Maimuțe, animale marine, animale șerpi, tot felul de chestii foarte frumoase, care mie mi-au plăcut. Animale de la noi din țară, da, dar și din păsări, alte... păsări. Așa. Papagali, testoase, lei, tigri. Mi-a plăcut foarte mult aici și deocamdată este singurul muzeu care l-am vizitat. Sper să mai vizitez, dar îmi place foarte mult. Noi, la intrare, suntem întâmpinați de un schelet. Da. Ce schelet este acesta? Este un... Dar te uiți la mine ca să-mi povestești? Este un dinozaur. Și ce am aflat noi astăzi? Am văzut că părintele v-a citit din Biblie. Da. Și ce v-a povestit? Ne-a povestit că Dumnezeu a creat toate animalele și după aia oamenii. Și? Și natura. Și aici, în muzeu, avem? Avem animale. Practic, avem toată creația lui Dumnezeu. Dumnezeu. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și pământul era netocmit și gol. Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și a fost lumină. Și a văzut Dumnezeu că e bună lumina și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric. Ce bună e lumina ziua, nu? Dar și e bun și întunericul noaptea, nu? Că avem nevoie să și dormim. Lumina a numit-o Dumnezeu ziua, iar întunericul a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi. Ce am aflat așa vizitând muzeul și din spusele părintelui? Că Dumnezeu le-a făcut pe toate și în cea de șaptea zi s-a odihnit. Ești bucuroasă că ai venit astăzi la Muzeul Antipa? Da. De ce? Că am văzut animale împăiate. Animale. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Șoimul. Șoimul? Da. De ce ți-a plăcut șoimul? Fiindcă poate să zboare și să ia pește. Am înțeles. Ce alte animale ai mai descoperit în muzeu? Ulși. Oase de dinozauri. Pui de vulpe. Și pe lângă acest șoim, au mai fost și alte animale care te-au impresionat? Da, vulpea. Cui? Vulpea. Și din animalele marine... Nu ba te-ai da, ce anume? Balena. Balena, de ce te-a impresionat? Că poate să o iau cu apă. Și că e foarte mare, așa? Dar eu am auzit o explicație, v-a spus părintele, că balenele cântă, știai? Da. Că poate să cânte, să când se duce oamenii acolo, poate să cânte. Ce m-ai învățat tu astăzi, vizitând Muzeul Antipa? De dinozauri. Despre dinozauri. Că înainte trăiau, au venit în asteroid și au murit. Au găsit oasele oamenii. Asta m-a plăcut. Și ai ascultat ceea ce v-a povestit părintele, v-a citit din Biblie. Și ce ai aflat tu? Cum a creat Dumnezeu lumea. Și cum a creat Dumnezeu lumea? Prima dată l-a creat pe Adam și a doilea pe Eva. Dar oare nu a creat mai întâi Dumnezeu apă, pământ, pești, animale și apoi l-a creat pe om? Da. Haideți să le spunem
celorlalți copii care n-au ajuns la muzeu, dacă tu le recomanzi această vizită, să viziteze și muzeul Antipa. Și de ce? Că e frumos. Și a zis Dumnezeu să mișune apele de vietăți, ființe cu viață în ele și păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului, și a fost așa. Și a făcut Dumnezeu animalele cele mai mari din ape și toate ființele vii, cele pe care noi le-am văzut acolo în apă, care mișună prin ape, unde ele se prăsesc după felul lor, și toate păsările înaripate după felul lor. Și a văzut Dumnezeu că este bine. Și l-a binecuvântat Dumnezeu și l-a zis: înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor și păsările se înmulțească pe pământ. Denisa, da. Prezintăm muzeul Antipa. Este prima dată când vii la muzeu? Da. Și cum a fost? A fost foarte fain. Adică mi-au plăcut toate animalele, mai ales foca gigantică. Este foarte frumos aici. Ce altceva ai mai găsit? Ai văzut foci, ai văzut tot felul de animale. Am văzut rechini care trăiesc în apă. Am văzut pisică de mare care trăiește la 200 de metri adâncime. Am văzut elefanți, dinozauri. A fost foarte frumos. Ai făcut un tur care s-a extins pe câte etaje? Pe două. Pe două. Atât de multe lucruri ai putut să vezi. Ce te-a impresionat de pe lângă animalele acestea marine? M-a impresionat foca aceea mare. Deci avem animale care trăiesc în apă. Ce alte animale? Și animale care trăiesc pe pământ. Pe uscat. Adică, da. Și mi-a plăcut și vulturul. Cel mai mare vultur. Deci și păsări? Da, păsări care sunt foarte frumoase. Cât de important este pentru tine faptul că astăzi ai vizitat un muzeu? Foarte important. De ce? Pentru că e atât de frumos și nu pot explica în cuvinte. Dar cum ai primit vestea aceasta că o să vă aducă părintele în vizită la muzeu? Nu știu. Nu știu, te-ai bucurat? Da. Ce alte muzee ai mai vizitat în afară de Antipa? Ai mai fost alte muzee? Da, am fost la Muzeul Satului. Și acolo ce ai descoperit? Case foarte vechi, frumos și acolo. Părintele v-a vorbit despre crearea lumii. Da, și ne-a vorbit despre Dumnezeu, primului lucru care l-a creat, cerul. El a creat cerul prima dată, apoi pământul, animale și... da. În cele din urmă l-a creat? Pe Adam și Eva. Pe om. Da. Noi cu toții suntem creația lui Dumnezeu. Da. Cumva, în acest muzeu, pentru că pe lângă animale, ai omis să spui faptul că există și statuete. Avem și lecții despre genetică. Știi că ne-a spus părintele cu creierul. Nu? Da. Ce ai învățat? Și dacă ar fi să alegi, eu știu, să mergi la un film, să stai în fața blocului, să te joci pe laptop sau pe telefon, sau să vii la muzeu? Ce ai alege tu dintre aceste lucruri? Să vii la muzeu. De ce? Pentru că e atât de fain, că sunt multe animale frumoase. Ne-a încântat bucuria acestor copii, care de foarte multe ori poate nu au posibilitatea să ajungă la un muzeu, la un teatru, la o fermă a animalelor. Așa este. Exuberanța copiilor și bucuria aceasta ar trebui, într-adevăr, nouă să ne dea de gândit asupra faptului că, așa cum spuneam mai devreme, stăpânirea aceea
adică sesizarea sensului, este și acesta. Și anume, astăzi, după cum observați, se vorbește tot mai mult despre o criză ecologică. Se taie pădurile fără discernământ și așa mai departe, necontrolat, multe fenomene necontrolate, să zic așa, sau făcute într-un mod irresponsabil. Care de fapt pe noi ne afectează. Stăpânirea înseamnă într-adevăr și această coresponsabilitate. Am văzut bucuria acestor copii și ei își doresc acum mai mult să iasă în natură, își doresc să petreacă vacanța care urmează să vină și de care ei se bucură foarte mult, să iasă în natură, să vadă cu ochii lor ceea ce aici au văzut doar în mic, să zic, să vadă în mare în timpul vacanțelor lor, prin proiectele pe care noi vrem să le dezvoltăm în continuare cu ei. E adevărat, mulți dintre copii sau cei mai mulți dintre ei nu au reușit să meargă vreodată la vreun muzeu. Alții n-au fost niciodată la Muzeul Antipa sau la Muzeul de Geologie. Așadar, stăpânirea aceea biblică este chemarea omului rațional de a lăsa o lume frumoasă, așa cum Dumnezeu ne-a dat-o, de a o cultiva, de a avea grijă de ea pentru zâmbetul acestor copii, pentru bucuria de viață pe care am văzut-o la acești copii, pentru exuberanța aceasta și pentru generațiile care vor urma. Este un semnal de alarmă, dacă vreți, pentru fiecare dintre noi. E un mesaj care ni se transmite, inclusiv în această emisiune, că biserica îndeamnă la responsabilitate și la coresponsabilitate între instituțiile statului, dacă vreți, pentru a crea sau a lăsa și a cultiva un mediu bun, prielnic și sănătos pentru copiii noștri. Vorbeați de parteneriate între instituții și iată-ne ajunși la Muzeul Geologic, unde, în urma acestei vizite, astăzi ați încheiat un alt parteneriat. Așa este, am găsit deschidere din partea domnului director și a colaboratorilor dânsului la acest muzeu, pentru că, așa cum spuneam, am mers mai departe pe șirul acesta al descoperirilor și al analizelor științifice, dacă vreți, sau cercetărilor științifice care s-au făcut și se fac în continuare în domeniul geologiei. Am încheiat un parteneriat între Protoria Securi 3 Capitală și Institutul Național de Geologie, pentru că am văzut din partea acestor oameni o deschidere foarte mare, artistică, asupra noilor generații. Ei au foarte multe ateliere de modelaj, ateliere de pictură, pe care le organizează aici cu copiii. Și am zis că e foarte important ca, mai ales în perioada vacanțelor sau a vacanței mari care se apropie, copiii aceștia care vin din familii defavorizate să fie provocați să-și petreacă timpul într-un mod creativ. Creativ și creator. Pentru că alternativa pentru ei, din păcate, nu este una prea îmbucurătoare. De aceea nu îi lăsăm pe copii în perioada vacanțelor nesupravegheați. Sau, din responsabilitate, din dorința de a fi responsabili până la capăt față de ei, avem grijă și în felul acesta. De ce am adus pe copii la Muzeul de Geologie? Ar putea fi o întrebare. Da. Pământul acesta pe care stăm, pământul acesta care ne hrănește, pământul acesta care ne leagă într-un final somnul, da? Este pământul care trebuie îndumnezeit de către om. Și ne-a descoperit printr-o abordare pedagogică personalul de aici de la muzeu pentru copii, minunea aceasta pe care Dumnezeu a pus-o în structura pământului. Noi știm despre pământ că este așa ceva înfiorător de mare, dar când ne-am uitat la poziția pământului în contextul în care se află el, am văzut că pământul este destul de mititel acolo. Dar, pe de o parte, asta ne învață că omul trebuie să-și păstreze locul lui smerit în lumea aceasta. Și în același timp, deci ne învață pe de o parte modestia, ne învață buna cuvință, ne învață echilibrul, ne învață cumpătarea în toate. Pentru că, într-adevăr, am sesizat că resursele nu sunt inepuizabile. Și atunci știm că suntem totuși la locul nostru mici în comparație cu alte planete, nu mai vorbim de alte galaxii, dar în același timp e o minune cum Dumnezeu poate să ne cheme pe noi la mântuire și la îndumnezeirea omului,
și la, de ce nu, la străluminarea harică a lumii, ca să mă exprim așa. Copiii s-au bucurat să vadă așa constituția așa pe etape a lumii și am văzut într-adevăr lumea din regnul sau regnul mineral, ce taine poate să ascundă. Și atunci fiecare au sesizat, au spus, da, și eu am o pietricică de nu știu unde, și eu am văzut asta. Deci de acolo e, în cât timp s-a format, cu cât efort. Și în momentul în care ei văd că un diamant, spre exemplu, care are o duritate de 10, pe scara aceasta a durității, se formează cu atâta trudă, dacă vezi, pe care Dumnezeu a pus-o acolo, atunci încep să prețuiască altfel lumea. Noi, astăzi, din păcate, sesizăm că lumea nu mai găsește un echilibru. Trece dintr-o parte în alta. Spre exemplu, de la sărăcie așa neagră la opulență nemai întâlnită. De la, eu știu, iată, de la folosirea nerațională sau irațională a resurselor până la grija exagerată. Și atunci copiii au învățat lucrul acesta, că toate se fac cu taină, cu timp, cu răbdare. Omul de astăzi e într-o perpetuă mișcare și copiii au învățat că lucrurile bune se fac cu răbdare, cu grijă și cu efort. Mulți dintre ei au reținut și la final am discutat despre ce au reținut ei în această o oră de geologie, da? Au reținut atâtea lucruri pe care poate nu le învățau într-un semestru dacă ar fi făcut această materie la școală. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că atunci când duci copilul într-un mediu foarte practic, într-un mediu în care îi arăți cum s-au derulat lucrurile, rămân imprimate informațiile în mintea lui. Dar echilibrul acesta de care vă spuneam și grija au sesizat-o astăzi. Grija pe care Dumnezeu a pus-o în lumea aceasta și ne îndeamnă și pe noi să avem aceeași grijă și răbdare. Odată cu vizita copiilor la muzeu, am aflat și despre un parteneriat între instituția pe care dumneavoastră o reprezentați și protoieria sectorului 3. Despre ce este vorba? Într-adevăr, a început să se desfășoare, acesta fiind primul pas, acest parteneriat între Institutul Geologic al României și Protoieria Sectorului 3, prin care noi, ca Institut Geologic, prin Muzeul Național de Geologie, așteptăm copiii la ateliere de creație, la programe educaționale. Noi avem deja o tradiție în acest muzeu de foarte mulți ani, prin care așteptăm publicul mic și măricel la aceste programe. Îmbinăm geologia, știința care se ocupă cu studiul pământului, cu preistoria, cu artele plastice. Am venit dintr-un mediu artistic și ne-am lipit, ca să zic așa, foarte frumos de colegii noștri geologi și am început o muncă destul de serioasă, dar și foarte, foarte frumoasă. Avem în prezent ateliere și programe care se desfășoară pe întregul parcurs al anului școlar și chiar și în vacanța de vară, în care prezentăm momente importante din preistoria Pământului și la fiecare atelier facem și o probă practică, adică aducem tehnicile din lumea artistică, pictura, modelajul, colajul, care sunt foarte atrăgătoare pentru copii, atât ca manifestare, ca distracție, dar și ca fixarea cunoștințelor. Le îmbinăm cu geologia și astfel apucă să învețe câte ceva despre trecutul Pământului și despre viețuitoare mai ales. Bineînțeles că dinozaurii sunt preferații noștri și nu ne putem lipsi de ei la nicio întâlnire aproape. Fiecare copil este fascinat. Fascinați, recunosc că sunt copii poate și de 3 ani care ne uimesc cu cunoștințele lor despre dinozauri și cu pasiunea pentru dinozauri, dar nu numai atât. Am constatat că foarte mulți copii știu doar despre dinozauri și atunci am încercat să le spunem și să le arătăm că au mai fost și alte lucruri foarte interesante pe pământ în afară de dinozauri. La fiecare întâlnire povestim, le arătăm imagini, îi ducem în muzeu și facem o aplicație practică. Pictăm sau modelăm sau construim ceva.
Muzeul nostru a fost construit între anii 1906 și 1908 printr-un decret regal semnat de primul rege al României, maestatea sa, regele Carol I. A fost construit ca urmând să adăpostească Serviciul Geologic Român, pentru că așa urma să se numească și era al 7-lea serviciu geologic din Europa. Ulterior, în anii 70-76, s-a construit un alt sediu, care este acum sediul central al Institutului, iar aici, pentru că au existat foarte multe colecții ale geologilor noștri din anii 1800 și foarte multe donații ale colegilor mai noi, s-a hotărât să se înființeze un muzeu de geologie. Inițial s-a numit Muzeul al Colecțiilor, ulterior a fost ridicat la statutul de Muzeu Național de Geologie. S-a deschis publicului la începutul anilor 90 și a fost organizat, să vă spun, ca o carte de geologie. De ce? Pentru că începe cu începuturile, așa, cu începutul Universului și continuă cu ceea ce puteți vedea dumneavoastră astăzi, adică ceea ce se întâmplă în Marea Neagră. O să vedeți la parter partea de mineralogie și petrologie cu evoluția, formarea și evoluția mineralelor, dar și a rocilor. Și apoi puteți urca la etajul muzeului, unde vedeți de la primele forme de viață și copiii am văzut că au fost foarte interesați de acele prime forme de viață de pe teritoriul Dobrogei. Este vorba de impresiunea unei meduze și apoi trecem prin toate formele de viață specifice vârstelor Pământului, de la arhaic, proterozoic, paleozoic, mezozoic, era dinozaurilor, că toți copiii sunt interesați de asta. Ajungem la neozoic, pe urmă la cuaternar, cu apariția și evoluția omului și în final o sală care nouă ne place foarte mult, este sala Mării Negre, cu evoluția Mării Negre, așa cum a apărut și s-a format Marea Neagră, cu adâncimile, avem o machetă foarte frumoasă și apoi cu locurile unde în prezent se exploatează bogățiile subsolului Mării Negre. Vedeți dumneavoastră, aici la noi la muzeu, și aveți în jur, avem dinozaurii pitici, dinozauri care se găsesc doar la noi în țară. De ce? Provin din zona Hațegului. La acel nivel, acum 70-78 milioane de ani, țara Hațegului era o insulă, într-o mare, Marea Paratetusului sau Marea Tetusului, cum mai este ea numită, și aici s-au dezvoltat acești dinozauri, nu foarte înalți, toți erbivori. De ce? Pentru că vegetația era destul de mică. Ei nu trebuiau să se ridice, să se lungească foarte mult ca să mănânce. Mâncau la nivelul lor de înălțime. Apoi este foarte important să vedem cum pe teritoriul României avem urme de viață foarte vechi, avem zăcăminte foarte vechi și avem roci care au câteva sute de milioane de ani. Putem de asemenea să vedem, și asta i-a interesat foarte mult pe copii, cuiburile cu ouă de dinozauri din țara Hațegului. Erau foarte curioși cum stătea și unde-i mama acelor dinozauri mici care într-un final nu s-au mai născut. Iarăși putem vedea bogățiile Mării Negre, putem vedea și chiar ce bogății ale subsolului României. Avem și o sală în care, din păcate, nu am fost pentru că este în renovare, se numește Sala Geologia României, unde se pot vedea toate tipurile de roci și de zăcăminte care apar pe teritoriul României. Spuneați puțin mai devreme că sala cea mai dragă vă este sala dedicată Mării Negre și am văzut și cei mici au fost impresionați de macheta aceea în care puteau să vadă cât de adâncă este Marea Neagră. Da, ei s-au așezat toți în jurul machetei și au urmărit adâncimea, au descoperit cel mai adânc punct al Mării Negre, în jur de 2100 și ceva de metri adâncime. Au fost foarte interesați de ce e atât de adâncă și de ce se numește Marea Neagră și de ce e neagră. Am încercat să le explic că, de fapt, de la o anumită adâncime în jos, marea este lipsită de viață și tot acolo, pe unul din pereții sălii, avem o imagine la modul sau legată de modul cum s-a format Marea Neagră. Acum, nu știm dacă e adevărat, nu știu dacă e o ipoteză, din câte am citit eu, se pare că acel eveniment legat de potopul, din Biblie, legat de potop, ar fi avut loc acolo unde acum este Marea Neagră. Din punct de vedere științific, dacă e să o luăm geologic, sau mai bine zis litologic, există acele coloane stratigrafice
în care este o regulă de depunere a sedimentelor, de la sedimente grosiere la sedimente foarte fine, care se depun ultimele. În această zonă, cercetătorii, sedimentologii, au descoperit că, de fapt, această regulă nu se mai păstrează, ci că totul vine de la sedimente grosiere la sedimente fine, apoi de la sedimente fine la sedimente grosiere. Se explică asta prin faptul că, la un moment dat, a existat o puternică transgresiune, și asta înseamnă o înaintare a mării pe uscat, după care o puternică regresiune, și anume a retragerii a mării de pe uscat în locurile unde relieful era negativ sau mai adânc. Ei, nu știu dacă cele două teorii pot fi asociate sau una vine în completarea celelalte, că probabil rămâne să demonstrăm dacă e așa sau nu e așa cu viitoare descoperiri științifice. Dar asta îi atrage foarte mult pe copii și în special toți ne întreabă, și chiar astăzi am avut o întrebare, dacă pe acolo a trecut Noe cu toiagul lui. Eu n-aș tu să explic dacă da sau nu. Poate că peste câțiva ani vom ști să explicăm și lucrul ăsta, dar există cele două. Una este o teorie demonstrată științific, cealaltă, că e o teorie sau o ipoteză, rămâne de văzut. Cum s-a format totuși Marea Neagră? S-a format exact așa, printr-o puternică transgresiune, pentru că înainte nu era doar Marea Neagră, era tot ce înseamnă astăzi Marea Mediterană, o puternică transgresiune și regresiune care ulterior s-a închis, s-au format acele strâmtori pe care le știm în ziua de astăzi și a rămas ca o mare în mijlocul unui sau mai multor țări a unui continent. În Scriptură, referatul biblic ne spune cum că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile. Din punct de vedere științific vorbind totuși, aflăm cu totul altceva. Cum se explică această discrepanță? Din punct de vedere științific și cu argumente foarte clare, noi știm că, de fapt, Pământul și, să zicem, și Universul s-au format acum câteva miliarde de ani. Nu știm dacă aceste miliarde de ani se pot raporta sau se raportează sau pot fi egale cu acele 6 zile. Cert este că Pământul a apărut acum vreo 4,5 sau 5 miliarde de ani în urmă. De atunci a evoluat, din punct de vedere al continentelor, și asta înseamnă câteva sute de milioane de ani, a apărut viața pe Pământ, a evoluat viața, și asta înseamnă câteva iarăși sute de milioane de ani, după care a apărut omul, și asta înseamnă acum 2, 3 sau 4 milioane de ani în urmă. De ce trebuie să vizităm un muzeu? De ce trebuie să vizităm un muzeu geologic? De ce? Sunt multe răspunsuri la întrebarea aceasta. În primul rând, ca să știți cum a apărut totul, de la Univers până la Sistemul Solar, până la Pământ, până la viață, este bine să veniți aici și să vedeți ca o înșiruire de evenimente. Dacă veniți aici, puteți vedea cum a evoluat și teritoriul României. Puteți vedea cum a apărut și viața pe teritoriul României și care sunt și cele mai vechi roci și cele mai vechi forme de relief de pe teritoriul României. Dar nu numai atât. Puteți vedea și ce animale au trăit la noi, ce faună deosebită am avut noi de-a lungul celor câteva sute de milioane de ani de evoluție. Și în plus, puteți vedea că, de fapt, tot ceea ce ne înconjoară, regnul animal, regnul vegetal sau regnul mineral, apare aici foarte bine descris și de la începuturi până în prezent. Am văzut foarte multe vietăți care au dispărut. Este adevărat că în lanțul de evoluție, plecând de la primele animale unicelulare, continuând cu primele animale care s-au dezvoltat în mediul acvatic și apoi cele care plictisite au trecut în mediul terestru sau în mediul aerian, deci păsările, primele reptile zburătoare, unele dintre ele chiar au dispărut și asta este greu de explicat. Poate că noi, cercetătorii, nu am descoperit toate urmele pe care le-au lăsat acele animale. Unele au evoluat și au ajuns la acei strămoși ai animalelor care sunt în zilele noastre.
Pe asta le puteți vedea, apropo, de ce vrem să vizităm, de ce e bine să vizităm Muzeul Național de Geologie. Pentru că puteți vedea aceste lucruri. Și în plus, și tot ceea ce vedeți dumneavoastră aici, sunt ceea ce a existat pe teritoriul țării noastre acum 70-80 de milioane de ani în urmă. O lecție de viață pentru cei mici. Da, e o lecție de istorie a vieții pentru toate vârstele, numai pentru cei mici. Iată, ne-ați vorbit despre ora de geologie. Ora de geologie cu Biblia în mână. Am văzut astăzi copii care, într-adevăr, au învățat foarte multe lucruri. Au primit informații legate și despre Marea Neagră. Așa este. Nu puteam vorbi despre Pământ și despre Cosmos fără referatul biblic. Dumnezeu ne-a trimis scrisoarea aceasta de dragoste și a încifrat acolo în Cartea Facerii și lucrul acesta. Și le-am vorbit copiilor că Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Apoi le-am detaliat fiecare etapă, spunându-le că Dumnezeu nu e un Dumnezeu hocus-pocus. Nimic nu se face hocus-pocus. Și ei, ca să ajungă să stăpânească un domeniu de activitate în care ei vor fi, eu știu, foarte buni cercetători mâine poi mâine, da, trebuie să înțeleagă că lucrurile se învață în etape, lucrurile se învață cu grijă, sedimentându-se totdeauna informația și formându-se deprinderi. Plecând de la înțelepciunea pe care Dumnezeu a pus-o în universul acesta minunat. Și am ajuns și la Marea Neagră. Am descoperit, așa întâi vorbim, am vorbit despre tot universul, apoi despre Pământ, despre cum s-a format, despre etapele acestea, apoi despre un lucru important, despre mândria de a fi român, domnule. Pentru că noi suntem totuși cineva, suntem un popor care merităm să ținem fruntea sus, pentru că am descoperit că pe teritoriul țării noastre, într-adevăr, se găsesc foarte multe zăcăminte, foarte multe bogății. Așa am descoperit zona Roșia Montana cu aur, așa am descoperit că sunt tot felul de minerale, de minereuri în subsolul acesta pe care îl deține țara noastră. Avem deschiderea aceasta frumoasă la mare, ne-a descoperit doamna Delia atât de frumos, ne-a spus că partea aceasta a noastră de mare e una mai liniștită, mai așezată, în așa fel încât noi să putem și să ne bucurăm vara de soare în vacanță, dar putem în același timp și să înțelegem cum Dumnezeu ne-a dat o deschidere și către munte, și către mare, și către cer, prin vârfurile munților, unde trăiau și trăiesc până astăzi haștrii. Iată că am împletit acest demers și pe orizontală cu cel pe verticală. Munții sunt și locul retragerii. În același timp am descoperit că pe teritoriul țării noastre, mai exact în zona Hațegului, au existat dinozauri pitici. Un lucru extraordinar de important este faptul că cercetătorul Dan Grigorescu, în anul 1978, a descoperit, reluând cercetările întrerupte vreo 60 de ani, a descoperit o vertebrată zburătoare. Dar nu orice vertebrată zburătoare, ci cea mai mare vertebrată zburătoare din lume. Cercetările științifice au continuat până în anul 2002, au fost continuate de doi cercetători, un francez, Eric Buffon, și de Cibi, un cercetător român, și au descoperit că zburătorul uriaș s-a descoperit pe teritoriul țării noastre. E vorba despre un dinozaur cu un craniu de 3 metri așa și o anvergură a aripilor deschise de 12 metri, unicat în lume. Acesta nu e puțin lucru. Pentru faptul că zona aceasta, într-adevăr, este de interes. Dar ce înțelegem noi după ce vedem toate aceste lucruri minunate și copiii văd că totuși țara noastră are atâtea zone de interes și cu atâtea bogății de informații în așa măsură încât putem fi mândri că suntem români. Ce înțelegem? Înțelegem lucrul acesta. Că, într-adevăr, omul este creația lui Dumnezeu, rațională, pusă în acest context să stăpânească, cum spuneam mai devreme, dar în același timp
este cel care trebuie să și prețuiască tot ce a primit de la Dumnezeu. Omul este microcosmos, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar este cel care e cu adevărat rațional și care este chemat să se bucure în spațiu pus la dispoziție lui de către Dumnezeu. Nicoleta, este al doilea muzeu pe care l-ai vizitat astăzi. Da. Ce ai învățat tu vizitând acest muzeu? Aici am învățat despre pietre, despre roci și mi-a plăcut foarte mult camera unde au luminat pietrele. Da? Da. Și ce ai învățat tu, de exemplu, despre pietre, despre roci? Că el pot fi mai multe feluri și că ele au... Diferite proprietăți? Da. Așa. Care este piatra care îți place cel mai mult, de exemplu? Mie îmi place că... Nu-ți vine acum? Nu. Ce culoare are? Roșu. Am înțeles. Și... Rubinul. Rubinul. Păi crezi și eu că îți place rubinul. Și mie îmi place. Ce alte lucruri interesante ai mai aflat la muzeu? Câți metri are... Cine? Marea Neagră. Câți metri are Marea Neagră? 212. 2212. Ai văzut cumva și plante care n-au mai evoluat? Da. Și care sunt acelea? Coada calului și... Jingo? Da. Biloba? Biloba, da. Și din animale? Cangurul și oritoringul. Bravo! Astăzi te-ai îmbogățit cu foarte multe informații. Și eu cred că o să-ți folosească la școală și vei lua și foarte multe calificative extraordinare. Ce ți-a mai plăcut astăzi? Că domnul preot ne-a citit din Biblie. Și mi-a plăcut foarte mult dinozaurii. Dacă vei mai primi invitația de a merge la muzee, o să te duci? O să onorezi invitația? Da. De ce? Pentru că vreau să descoper cât mai multe și îmi place foarte mult la muzee. Astăzi a fost o zi specială. Da, foarte frumoasă. Pentru că am vizitat două muzee extraordinare, Muzeul Antipa și Muzeul de Geologie. Foarte interesante amândouă. În primul rând, Muzeul Antipa, pentru că am văzut toate vietățile și din aer și din apă și din, de pe uscat. De pe uscat. Și la Muzeul de Geologie, pentru că am văzut despre planete, despre roci, despre pietre prețioase, semiprețioase, toate tipurile. Foarte frumos. A fost prima dată când ați ajuns la un muzeu? Nu, la Muzeul Antipa am mai fost, am mai fost și la Muzeul de Istorie, însă aici la Muzeul de Geologie este prima oară. Am înțeles. Ce v-a impresionat cel mai mult pe ziua de astăzi? Rocile și mai ales pietrele prețioase și semiprețioase. Dar mai ales mi-a plăcut foarte mult cuarțul. Extraordinar, albul acela frumos. Dumneavoastră ați venit și v-ați însoțit nepoata. Da, mi-am însoțit nepoata. Pentru un copil este foarte important să viziteze muzee, deoarece descopere lumea în care trăiește, cum s-a format aceasta, toate vietățile de pe planetă, chiar dacă nu le poate vizita neapărat în mediul lor natural, dar muzeul le poate arăta și le poate da spre un drum în care să-și facă o idee. Iată cum astăzi ați văzut creația divină. Da. Pentru că este o lecție oarecum pusă în practică. Da, este o lecție pusă în practică, dar mai ales vedem creațiile lui Dumnezeu pe care acesta le-a creat pentru noi, pentru noi oamenii care suntem după chipul și asemănarea Lui. Este foarte important să știm de unde venim,
în primul rând pentru că venim de la Dumnezeu, pentru că El ne-a creat și pentru evoluția noastră e bine să cunoaștem trecutul, prezentul, dar și să știm ce ne-ar putea rezerva viitorul în viața noastră de zi cu zi. După vizita de astăzi pot să spun că teologia și știința sunt două aspecte ale aceluiași adevăr.